Salut băieți, numele meu este Dan Buzărnescu și bine v-am găsit la o nouă serie pe care o vom face împreună pe acest canal. Împreună cu voi am stabilit, mulți dintre voi mi-au scris în privat să fac această serie, un Road to Glory, joc un singur jucător, îmi creez propriul jucător și încep o carieră de la o echipă, hai să zicem una medie, luăm urmele lui Adi Mutu, așa că ne ducem direct la Parma, mergem la Parma, fraților. Hai să dăm aici World Class, pentru că o să jucăm decât cu un singur jucător, cu jucătorul nostru și o să fie destul de greu, zic eu. Create, chose real player, nu. Create your player, first name. Buzărnescu. Buzăr. Da, băieți, lăsați și voi în comentarii ce părere aveți despre această serie. Nu uitați să-mi dați și mie un follow pe Instagram, Dan17Ștefan. Nu uitați să vă abonați dacă deja nu ați făcut-o pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care eu le postez pe YouTube. Să dați un subscribe, să aprindeți clopoțelul. Know us. Cum? Dan. Dănuț. Bagăm. Op. Stai că am scris Dabuț. Dănuț. Comentarii name. Ia zi-mi dacă e Daniel. Undeva. Diuf? Nu. Dembele? Diu? Na. Mutu. O fi Mutu. Hai să ne zică Hagi. Hai să ne zică. Ia, e Hagi? Nu e, nu e. Nu e. A, era mișto să zică. Hagi. Kid name. Dan. Numărul. Hai să punem numărul 97. Suntem români. Mamă, vă dați seama că dacă ne cheamă, dacă ne cheamă la națională, Cosmin Contra. 1997. Mamă, e cu loc exact anul meu de naștere. Cum naiba? Cum naiba de l-am făcut? Mamă, ce mișto. E exact anul meu de naștere. Iulie. Cu ocazia asta aflați și pe ce dată sunt născut. Ok. Hai să facem. Nu vreau, mă. Short, așa, ha? Să fie brunet. Îi punem și puțină bărbiță aici. Nu, mă, unde? Găsisem eu una frumoasă. Uite, așa. Hai mai să-l facem puțin, ia. Așa. Brunet, e ok. Ia, culoarea ochilor. Eye color. Uite, exact ca ai mei. Nu, îl facem alb. Brow. Nu, lăsăm așa. Nu, lăsăm restul așa. Forward, center, finisher. Ce suntem noi? Finisher, fraților. Suntem finisher noi. Să facem exact cât am eu în realitate. 1,84, 73 de kilograme. Eu sunt mai subțirel așa. Right, nu pot să pun cu ambele picioare. Scarpele în start over, advance. Haideți cu advance. Hai cu advance-ul. Mamă, new signing Parma face o mega mutare. Ia uite, băiatul de 20 de ani din România. Mamă, Juventus semnează cu Bonucci. Ce transferul. Și vă dați seama, suntem și noi pe prima pagină. Am semnat cu Parma. Trebuie să scriem aici, că mai avem și pe cea cu Liverpool, să nu le încurcăm. Asta e P. Ok. Hai să vedem ce avem de făcut. Avem primul stadiu de pregătire, fraților. Avem primul stadiu, avem meci cu o echipă din Turcia. Konyaspor. Cred că se numește. Dănuț este titular. Mamă, fraților, trebuie să facem players Dănuț. Lăsați în comentarii cum vreți să jucăm ori cu toată echipa,
Ori să joc doar eu controlând jucătorul. Sincer, mie mi se pare mai interesant să controlez eu jucătorul decât să controlez toată echipa. Adică, sincer, așa pare mai real, nu? Hai să vedem. Aoleo, ce cameră asta? A, mai să o lăsăm pe asta dacă nu dă jocul așa. Am cerut mingea. Hai, Dănuț! Wow! Frumos aici! Hai, Dane! Stăm sus acolo noi. O, mă, unde dai? Bine, mă. Hai, dă-mi-o la cap. Dă-mi-o, mă, la cap. Așa. Hai, mă, pleacă. Bine, pasez. Bine, Dănuțule. Unde-ai dat-o, mă? Noi stăm aici, la limită. Stăm aici, la limită. Bine, mă, bine. Plecăm, mă. A, mă, de ce nu mi-o dai mie, bă? Ăștia mă carotează. Băieți, o să las tot meciul inițial și îmi scrieți în comentarii dacă vreți să tai din el. Hai, mă. Parcă pare mai interesant așa când joci cu un jucător să vezi tot meciul, să vezi ce se întâmplă. Ha, mă, dăm eu. Bă, dar ăștia nimic nu joacă mai mei. Ia uite ăsta unde dă. Bă, ce faci, tată? Mister, ce jucăm aici? Degeaba sunt eu bun acolo. Noi jucăm... Ia uite ăștia ce fac, bă, băiatule, bă! Bă, nebunilor, bă! Ia uite, scoate-l afară! Ia uite ăștia ce joacă aici. Doamne Iisuse! Nimic! Suntem pușcării! E bună către mine. Ai, mă, pe bune! Mine n-am atins mingea. Bine, mă, hai că o recuperez eu, hai că am atins-o acum. Eze. Bă, dar ne bat turcii, mă. Ce facem noi în campionatul Italiei? Bă, da, ăla vine peste mine, mă, mijlocașul central, mâncați-aș gura. Mamă, ăștia nu știu deloc să stea în teren. Deci ăștia nu știu deloc să stea în teren. S-a accidentat al meu. Ce ai făcut, nepoate? A, nu l-a atins. E și afară, că... A, mă, dă-mi mie. Sunt supărați și suporterii toți, că noi suntem slab rău de tot. Slab rău de tot. Ha, mă. Bă, dar numai la ăștia e mingea, mă. A, uite, ce aleargă Dănuț acolo, ia uite. Ia uite-l, Eze. Wow, frumos aici, frumos aici. Am, dă-o, mă, la mine. Jucăm țurca. Am, dă-mi-o. Bine, am cerut-o. Am, mă, Tomie. Tomie, mă. A, mă, că ai dat-o, mă. Ai dat-o de... Bine, mă, aici. Bine, am pasat. Dacă nu mi-o dă mie, mă. Nu vedeți, bă, că voi sunteți slabi. Fault. Fault, ce să mai... Sper să fac o impresie bună, fraților, prima dată. Hai să vedem ce știu băieții ăștia mei. Hai că am plecat.
Bine, mă, bine am cerut-o aici. Hai că nu prea are viteză asta al meu. Bine, ținut de ea. Bine, donuțule. Pușcăriile mele. Vezi că mă scoate pe mine la pauze. Sunt meci. Am că nu m-a scos. Păi dacă am jucat bine, ce naiba, cum să mă scoat? Stau aici eu între fundaș și central, că sunt vârf. Ai mei nimic nu joacă. Bine, mă. Ai răbdare. Dă-mi-o. Aoleu, m-a băgat în offside, bă, băiatule. Bă, m-a băgat în offside. Păi eu am stat, mă, în... Eu stai în offside. Păi ia uite, uite de când am cerut-o eu. Ia uite de când am cerut-o eu. Și el mi-o dă după 10 ani. Vai de capul tău. Poate aveam noroc să dau și o gol acolo. Poate aveam și un noroc, acum nu știu. Aveam, nu aveam. Dă-mi-o mă aici. Bine, mă. Încă una? Ia uite ăla, dat la poartă, bă. Vezi că nu mai merg ăștia după update. Dă-mi-o, mă. Hai, Dănuțule. Hai, Dănuțule. Un body feint-ul. Gol, mă! Am dat gol, mă! Am dat gol, mă! Ia uite-l, mă, pe Dănuț. Bine, Dănuțule. Reușim să debutăm cu gol la European Shield. Băieți, reușim să debutăm cu gol. Foarte bine, fii atent aici cum am intrat cu un body feint. L-am păcălit și am șutat violent sub bară la colțul scurt. Bine, Dănuț. Primul gol în European Shield. Cream că mă scoate pe mine, mă. Bă, ce că am dat gol. E bine, e bine că am dat gol. Hai să jucăm și noi bine. Uite, avem 8,6 nota. Bună nota. Ha, mă, dă eu! Ce fac, mă, ăștia-i mei, mă? Hai, mă. Hai, mă, pressing aici. Hai, mă, pressing aici. Hai, mă, Dănuțule. Hai tu, dacă ai tine. Ia, uite, mă, eu și recuperez, mă. Eu recuperez, eu dau, eu centrez, eu dau cu capul. Ia, uite, al meu Ninu sare, mă. Bine, Dănuțule. Bine, ești ținut de ea. Bine, ești ținut de ea. A, uite, l-am pe Gervinho, frate, în echipă. Gervinho, unul dintre jucătorii buni ai campionatului Italiei. Nu știu cum s-a dus el la Roma. La Doamne, la Parma. Dar luăm, vrem să fim exact ca Adi Mutu. Să fim ca Adi Mutu și poate, de ce nu, să câștigăm cu Parma o Europa League, o cupă... A Italiei, să câștigăm ceva, adică pe bune. Bine aici, bravo Dănuț. Hai mă, tot mie, tot mie mă, tot mie mă. A, mi-a dat duș acum. Hai că ai dat-o acum, hai că ai dat-o. Nu te supăra, dar... Băieți, nu vă supărați, dar ăștia de la mine din echipă sunt proști rău de tot. Nu... Mai scrieți-mi în comentarii, vă rog, dacă vreți să tai fazele din meci, să las doar fazele importante. Sau vă place exact să trăiți așa fiecare moment al meciului, să mai glumim, să mai râdem, știi ce mai fac eu, uite, uite cum trecut de asta, asta al nostru zici care frâna de mână trasă. Da, exact asta ziceam. Sau vreți să vedeți exact ce se întâmplă cel mai important. Și voi alegeți asta, bine aici, Dănuț, bine, bă, puta o să am eu, deși ești nou, chiar e bun, mă. Serios că e bun. Dăm acum la un 2? Ia uite, am 8,9, good pass, good pass, dar degeaba, good pass, că ai noștri sunt lemne, fraților, ai noștri. Sunt lemne. A, mă. Face-o Samaia. Da, ți-o mă lui Dănuț, că el știe cu ea, fraților. Știe cu ea, Dănuț. Bravo, uite mă,
și mijlocaș, și atacan, și... Dar sunt bun la toate. Deci sunt bun la toate, ce să mai... Mi-am dat eu seama acum. Ia uite ce șut! De ce lăsați, bă, să treagă, tragă? Ia uite și ăștia ai noștri, bă. Bă, dar ce mijlocași avem, mă. Cum să lăși, mă, să treagă, tragă în minutul 89, frate? Ăla ce căuta acolo singur? Ce căuta? Mister, nu se poate așa, ia. Ia, ia uite și tu. Ia uite ai mei. Deci îl lasă să tragă, pur și simplu, ia uite și tu. Ăla cu 32, tu ce faci, mă, nepoate? Ce faci acolo? Ia uite și tu. Nu întinde piciorul, nu întinde așa puțin. Bagă balele care să nu luăm gol. Dă-mi-o, mă, tot mie. Hai, Dănuțule. Hai că încercăm acum. A, ce să încerc eu singur? Bad call for pass. Păi normal, bă, că sunt ăștia proști de la mine. 1-1, băieți, în primul match. Hai să vedem ce zic băieții pe aici. Man of the match. Bun, bun, bun. Am de la penalti, plus 1. Hai că ușor, ușor îl creștem și semnăm și noi cu o echipă mai puternică din Italia și după aia, poate, de ce nu, cu... Obiectivul meu e să ajung la Real, sincer. Ia zi, mai pro. Mai fi minim rating of 6. I want to score one goal. Ok. RSC. Da, băieți, cam ăsta a fost primul episod. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut acest episod și vreți să continui. Și încă un lucru pe care vă rog să scrieți în comentarii dacă vă doriți să las un match 2-3 sau să facem... Nu, tai. Băieți, vă rog să scrieți în comentarii dacă vreți să las, de exemplu, 4 meciuri într-un episod, 3 meciuri în episod. Asta a fost un intro al acestei serie, să văd exact cum reacționați fiecare, ce părere aveți despre această serie și cum vă doriți să o continuăm. Ideea e, ori vreți să punem 4 meciuri editate, adică doar fazele importante, ori punem 3 meciuri, 4 meciuri... cap-coadă, să vedeți și reacțiile, nu știu, cum vreți voi și cum vi se pare mai interesant, scrieți în comentarii. Vă pup!